Avea 14 ani când a început să consume droguri. Era la balul bobocilor și a fumat un joint. De atunci și până la 20 de ani a experimentat toate tipurile de narcotice. A trecut de asemenea prin tot felul de stări, de depresie, a încercat să-și ia viața, a fost chiar internat la psihiatrie. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stoicescu, începe Fără de Lege, o emisiune care vă prezintă de fiecare dată povești de viață din care eu mi-aș dori să trageți învățămintele necesare. Mi-am propus de foarte multe ori să vă prezint povești din lumea drogurilor. În această seară am lângă mine un fost consumator, Lucian, care a fost captiv an la rândul în lumea aceasta nemiloasă a drogurilor. În această seară lângă mine Lucian, tânărul despre care v-am spus la început, bine ai venit, Cosmina Cerva, avocat, virulentul avocat, și Cătălin Țone, expert antidrog. Bine ați venit! Aș vrea să încep cu povestea lui Lucian și să ne spună el prin ce a trecut și ce înseamnă să fii așa, să trăiești de pe o zi pe alta doar pentru a te droga. Cum e, Lucian? Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Mă bucur că am ocazia să împărtășesc din experiența mea de consum și o fac pentru că îmi doresc ca alți tineri să nu treacă prin asta. Ați menționat faptul că am început să consum la 14 ani, însă cumva toată povestea a început un pic înainte. Mai devreme de 14 ani? Mai devreme de 14 ani am observat în jurul meu că se consumă droguri. Fac parte dintr-o generație care am fost expusă la consum. În primul rând, v-am zis, în jurul meu, în anturajul meu, fie la bloc, în cartier, fie chiar și la școală, știam că sunt băieți mai mari decât mine care consumau droguri, însă pe la 10-11 ani nu înțelegeam neapărat exact ce fac. Ceea ce m-a făcut să-mi dau seama așa de fenomenul ăsta, poate suna ciudat, însă în dreptul meu a fost muzica pe care am început să o ascult. Încă de la vârsta respectivă, din cauza că, din nou, toată generația mea asculta muzică în care să cânta mult despre droguri, despre consum, pentru mine era ceva ce mi-am dorit și eu să încep să fac. Ți-ai dorit sau a fost doar curiozitatea să vezi ce se întâmplă dacă tu consumi sau melodiile astea pe care tu le ascultai, ai intrat așa, te-ai transpus efectiv în lumea asta a narcoticelor? Mă bucur că mă întrebați asta. Pentru mine, ascultând și văzând în jurul meu persoane care făceam asta, nu le-am văzut să aibă probleme, nu le-am văzut chinuindu-se de pe o zi pe alta, cum ați menționat dumneavoastră. Nu aveam maturitatea să înțeleg complexitatea fenomenului atunci. Am văzut un stil de viață pe care mi l-am dorit și eu să-l trăiesc. A fost, dacă vreți, ca o reclamă foarte bună la droguri pe care am văzut-o în jurul meu. Și mi-am dorit să gust din asta. Mi-am dorit, bineînțeles, am fost curios și să văd cum se simte, să am trăiesc starea respectivă, însă vreau să știți că pentru un adolescent, pentru mine la vârsta respectivă, a fost ceva dincolo de asta. A fost un stil de viață pe care îl vedeam în jurul meu, care părea foarte atractiv. Dar tu din lumea asta despre care vorbești, din ce era formată? Nu știu, erați copii de bani gata, adică aveați posibilități cu mult peste medie sau proveneați, nu știu, din familii care aveau nevoi, mă rog, duceau mai prost, trăiau de pe o zi pe alta, nu știu, ca să-mi dau seama în ce lume. Și asta e o întrebare foarte bună și mă bucur că m-ați întrebat asta. Eu provin dintr-o clasă medie, dacă pot să zic așa, părinții mei, mama a funcționat public, tatăl meu a fost inginer. Nu mi-a lipsit nimic niciodată, au avut grijă să... Pentru ei valoarea cea mai importantă a fost educația și m-au dat la școli bune de mic, au ținut foarte mult la aspectul ăsta. Însă ce vreau să știți e că eu m-am apucat de droguri, în anturajul meu au fost și copii de bani gata, au fost și copii care, cărora le era mai greu, veneau dintr-un mediu un pic mai defavorizat și împreună ne-am apucat de droguri. Vreau să știți, eu vă zic asta ca un fost consumator, o persoană care am consumat timp de 6 ani de zile
care în ultimii aproape 7 ani nu mai consum, însă sunt implicat în reabilitarea altor persoane într-un centru unde și eu m-am făcut bine și vă zic că drogurile nu țin cont de clasă socială. Am văzut asta în viața mea și văd asta în jurul meu. Într-adevăr, există diferențe. Nu se consumă aceleași lucruri, nu se consumă poate aceleași cantități, însă nu țin cont. Dependența de droguri nu ține cont de mediul din care provii. Dar în momentul în care tu ai început să consumi, știai ceva despre droguri, despre efectele lor? Ce îți spusese cineva? Au fost, ca să zic așa, în familie mici discuții legate de asta, ca, fiind prezentate ca o chestie care e dăunătoare, însă, din păcate, nimic aprofundat. Părinților mei, la fel ca și mie, ne-au lipsit foarte mult partea de prevenire. Domnul Cătălin Țone spune și la audă fiecare dată când merg undeva cu dânsul că sunt 3 piloni și poate o să vă spun astăzi, prevenire, combatere și tratament. Eu n-am avut parte de prevenire. N-am avut parte de asta, părinții mei n-au avut informațiile necesare și instrumentele cu care să facă asta, nu, din păcate și acum e destul de slab pilonul ăsta, dacă pot să zic așa. În schimb, când am început să văd că se face asta în jurul meu, bineînțeles, având internet, existând deja rețele sociale pe vremea aia, am început să văd în jurul meu, să mă interesez. Bineînțeles că am văzut și efecte negative ale consumului de droguri, însă majoritatea informațiilor care au ajuns la mine la 14 ani, și vreau să știți că nu spun asta ca pe o scuză sau ca pe o justificare, a fost alegerea mea, însă adevărul e că am fost pus în fața unei alegeri, dar datorită contextului, datorită fenomenului. Tu ai văzut doar efecte negative, că nu există ceva pozitiv la consumul de droguri. Să știți că, într-adevăr, nu există ceva pozitiv, dacă privim în ansamblu, însă pentru un consumator și mai ales pentru un adolescent, cred că e important să înțelegem că e foarte atractiv și că la început drogurile, întotdeauna un consumator, perioada de debut în consum, vine la pachet cu niște senzații plăcute. Specialiștii spun că schimbările pe care drogurile le produc în creier și cum funcționează ele îl fac pe consumator să experimenteze niște stări dincolo de orice altceva ar putea să experimenteze în mod normal o persoană, niște stări, niște schimbări chimice foarte puternice, care pe consumator asta l-agață, crede că s-a întâlnit cu plăcerea supremă. Asta m-a agățat și pe mine. Am crezut și vă zic, primii 3 ani de zile, eu nu am considerat că am o problemă neapărat. Am experimentat debutul ăsta în consum, care, din punctul meu de vedere, era doar plăcere și distracție. Și ai crezut că poți să ții sub control? 100%. Și dacă îmi permiteți, v-aș povesti ceva. Eu am avut, că m-ați întrebat înainte de partea asta de prevenire, dacă mi-a zis cineva de efecte. Eu în clasa 9, în 12 ani de școală, am avut o singură activitate de prevenire. Și am avut-o în clasa 9, în sala mea de clasă, unde au venit niște specialiști, ne-au spus informații reale, informații adevărate, ne-au prezentat consecințele, efectele negative ale consumului de droguri. Însă pentru că eu deja consumam de un an de zile și pentru că nu experimentasem nimic din consecințele alea negative încă, din păcate așa funcționează drogurile, e o capcană pentru, mai ales pentru adolescenți, țin minte că am stat acolo și am ascultat pe oamenii respectivi. Și eram la școală, deci aveam droguri la mine la școală, aveam jointul gata rulat în pachetul cu țigări. Și aveai drogurile în buzunar? Da, în buzunar. Și mă uitam la ei și mă gândeam în sinea mea, băi, oamenii ăștia nu s-au drogat niciodată. E 100%. Și cu toate astea stau în fața mea și îmi spun că eu dacă fumez iarbă, îmi distrug viața. Ne-au vorbit despre asta, ne-au spus. Și mă gândeam, cum pot să-l cred pe cuvânt? Că eu fumez de un an de zile și viața mea nu e distrusă. Viața mea nu arată, eu nu arăt ca oamenii din poze pe care ei mi arată, nu am crize ca cei din videourile pe care mi le-au arătat, n-am probleme cu mama, cu tata, aveam note bune la școală, în clasa 9 mergeam la olimpiadă, bine, a fost ultimul an în care am mers, bineînțeles, dar cumva totul mergea bine în viața mea și pe deasupra vedeam faptul că fumez iarbă ca pe un plus, ca pe da, o chestie să știi că care noi să am prezentat aici la emisiune povestea unui tânăr care de la marihuana a ajuns în pușcărie. Adică tu... Exact despre asta e vorba și vreau să știți lucrul ăsta. Eu, din păcate și din nou, nu o zic ca pe o critică la adresa persoanelor respective, pentru că unul din cele mai mari regrete din viața mea e că nu i-am luat în serios pe oamenii în clasa 9. Vă zic din toată inima, tot ce ei mi-au spus, nu doar că au fost informații reale și adevărate, dar tot ce oamenii respectivi mi-au spus s-a întâmplat în viața mea. Tot. Cosmina, cum ți se pare povestea asta? Bine, eu sunt obișnuită cu astfel de povești. Am mai
am mai ascultat, am avut clienți care au trecut. Apropo, ai avut contact și cu legea penală sau doar? Din păcate, da, consumul da, droguri a venit la pachet și cu consecințe juridice, da. Și ai avut o condamnare sau o renunțare? Am avut mai multe condamnări, nu am avut nicio executare a pedepsei în regim închis, toate pedepsele au fost cu suspendare. Deținere în vederea consumului doar? Trafic de droguri. Și trafic de droguri? Păi de la consum, obținem pedepse cu suspendare. Bun, acum să revenim. Da, prin asta trec consumatorii, prin asta trece societatea. Problema mea este următoarea. Eu am punctat de fiecare dată și astăzi ne spune un om care a consumat, un copil care a consumat. Are 27 de ani. Astăzi. Mulți înainte, tot un copil, el a 27 de ani, abia a ieșit din chinul drogurilor, acum își trăiește copilăria pe care n-a trăit-o când trebuia să o trăiască. Este student la drept în acest moment. Foarte frumos, poate o să-i fie de ajutor pe viitor. Ne-a spus cu atâta lejeritate, drogurile erau în școală. La școală. Nu erau acasă, nu erau în familie, nu erau, erau la școală drogurile. Și peste tot asta. Domnul Predoiu, drogurile sunt în școli. Știți? Și când erați la justiție, ziceam, știți, ar trebui să facem, să, că consumatorii ăștia intră în pușcării, ies din pușcării, consumă în continuare, consumă și în pușcării, vin în societate, consumă din nou. Acum domnul Predoiu este la alt minister. Domnul Predoiu, drogurile sunt în școli. Mai mult decât atât, eu nu pot să fac. Eu am tras semnale de alarmă că societatea asta, în care, în primul rând, victime sunt copiii, pentru că sunt, ați văzut, ne spune atât de ușor, dacă cineva mi-ar fi explicat la momentul ăla, pe înțelesul meu, dacă poate mi-ar fi spus de trei ori, pentru că eu un copil teribilist, din prima n-am înțeles. Pentru că eu experimentam altceva și atunci am avut impresia că cei care au venit în școală ne mint sau cumva dacă ei nu consumă, de unde să știe ce se întâmplă. Dar dacă s-ar fi insistat în școli la momentul ăla, el poate ar fi fost salvat. Dar n-a avut cine să salveze, că societatea asta noastră nu are prevenție. Ne-am transformat din țară de tranzit în piață de consum și acum e la liber, în România se consumă droguri. Dacă mergeți acum și poliția știe, și DICOT-ul știe, și domnul ministru Predoiu știe, în centru vechi, în seara asta, e sâmbătă seara, cred că doar pe o stradă de cluburi găsiți droguri în 9 din 10. La vânzare, l-avem aici pe domnul Țone, care a condus o direcție antidrog în Poliția Capitalei. A condus nu știu până în ce ani. Eu vă spun că în seara asta, dacă mergeți acum în centru vechi, le găsiți la vânzare. Și le cumpără copiii de 13 ani, 14 ani, 15 ani, care merg în centru vechi. Problema nu e la ei, pentru că justiția a condamnat și el a avut deja experimente cu experiențe cu justiția, sunt condamnați bieții copii care consumă. Dar sunt foarte puține condamnări. El a fost condamnat pentru trafic. Pentru trafic, pentru că la noi traficul e definit și dacă eu îți dau ție fără bani și fumăm împreună și dacă îți ofer și dacă traficul este atât de larg la noi încât nu e neapărat, noi când spunem trafic ne gândim că cel care face trafic face pentru a câștiga niște bani. Nu e întotdeauna traficul pentru a câștiga bani. E și oferirea gratis că fumăm împreună o țigară sau îți dau și ție ce am cumpărat eu și are mai multe forme. Dar încă o dată spun, marii traficanți de droguri sunt lăsați în România să vândă. Și mi-asum ceea ce spun, pentru că am văzut în dosarele penale în care se fac denunțuri, pentru că cei care sunt prinși fac denunți, știți, ca să beneficieze de un regim sancționator mai ușor, micșorarea limitelor de pedeapsă, și am urmărit cum se fac denunțurile și cum sunt lăsate cele care duc către capi nevalorificate, iar cele care duc la un biet deținător consumator ca el așa, imediat, vai, am prins, ce am prins? Am prins încă un copil pe care îl condamnăm, îi facem un dosar, îi facem un cazier, îi îngreunăm după aceea și viața, că nu-și mai găsește ușor de muncă și așa mai departe. Un sistem bolnav. N-avem prevenție, iar ca plan sau modalitate de a scăpa sau de a rezolva acest fenomen, nici pe departe.
statul, instituțiile statului, eu cel puțin nu știu să existe un astfel de plan. Domnul Țone, ce se întâmplă? Unde sunt marii traficanți? Îi lăsăm să vândă? Așa cum zice doamna avocat? Marii traficanți, din păcate, își fac treaba. Am văzut români implicați în cartierul de la Sinaloa. E român ca aceea arestat în Spania în urmă cu 3 săptămâni. Practic, sunt cazuri probabil izolate, dar sunt semnale de alarmă semnificative. Am avut 40 de kilograme de metamfetamină identificate la Vidin Calafat, într-un cabina unui tir în tapiserie, dar era metamfetamină produsă în Mexic, intrată prin Varna și mergea în Europa Vestică cei drept. Deci se conturează o nouă rută pe lângă rutele clasice de ruta balcanică a heroine, care Iran, Afganistan, rutier, România, Ungaria, Europa de Vest, pentru că Europa de Vest rămâne cea mai importantă piață. Dar, din păcate, știm destul de bine și România a devenit o piață de consum. O piață de consum în special pe droguri sintetice, aceste cristale care sunt foarte ieftine și foarte periculoase, dar și droguri clasice, sintetice, precum metamfetamina, amfetamină, pentru că avem concerte, avem festivaluri. Și să nu uităm că în anii ca... Deci nu putem la concerte și la festivaluri fără droguri, e musai? Domnul Predoiu a făcut o postare publică în urmă cu 3 zile. Urmează să se afișeze, să se dea publicității raportul din situația drogurilor în România pe 2024 cu date din 2023, așa se face. Și-a extras o dată de acolo și în premieră pentru atractivitate a spus că 35% dintre participanții la un concert au consumat cel puțin o dată droguri în viață. Bine, exprimarea generală, așa este exprimarea statistică. Deci, practic, avem peste o treime consumatori la aceste festivaluri și vor mai fi cifre surprinzătoare. O altă cifră pe care o cunosc este aceea că cel puțin 1,5 milioane de români, toți românii, toate categoriile de vârstă, au consumat cel puțin o dată în viață, în condițiile în care, din ultimul raport, rezultă că 1 milion. Dar lucrurile stau pe... Și ce putem face să nu mai avem statisticile astea? Că asta ne omoară. Prevenție, ce să facem? De când a fost tragedia de la 2 mai, a început așa un război cu drogurile, aproape fiecare zi, capturi, capturi. A ieșit ministra justiției și a spus tineri de minori, de 12 ani, consumatorii astea. Păi ce povestește Lucian? Deci acum 7 ani, eu am spus că la 14 ani a început să consume, dar l-ați auzit, a zis nu, înainte, 11-12 ani, deci de poveste la de acum 7 ani. La 11-12 ani am început să realizez că să consum în jurul meu, însă debutul am avut la 14 ani, la 14 ani am fumat primul. Sunt tineri care, deci vârsta asta foarte scăzută este de mulți ani în România și nu se face nimic. Noi ne strângem aici în studiouri, vorbim, aducem cazuri, nu știu, le izbim așa autoritățile astea de realitate, dar nu se întâmplă nimic. Nu este normal. Primul scanner auto din România funcțional a fost dat în folosință acum 2 săptămâni, în condițiile în care nu acoperă partea de tiruri. Acoperă. Și de ce se întâmplă, domnul Țone, lucrurile astea? Că tind să cred că autoritățile nu fac nimic, tocmai ca să prospere această afacere, că altfel ce putem să gândim? Eu cred că este neglijență, neștiință de-a lungul timpului. Nu aș pleca de la premiza că, spre exemplu, o anumită vamă... Neglijență, cred că e prostie, sau... Mă rog, prostie pe bani, ca să zic așa frumos. Proiectul este de 34 de milioane de euro, un proiect care e foarte frumos așa și între ani de zile vor fi mai puțin de 26 de astfel de scanere. O parte dintre ele nu acoperă partea de tiruri. Partea de tiruri care este extrem de importantă, vorbim acolo despre 10-100 de kilograme. Dar măcar turismele astea să le verificăm. Și înseamnă o trainare a lucrătorilor, o experiență, pentru că nu e ușor să privești ecranul acela, îți trebuie câțiva ani. Probabil că undeva în 5-6 ani vom avea o capacitate de verificare crescută. Dar trebuie să o avem până acum. Asta este mare problemă. Bun, trebuia să avem asta, dar mai sunt rețelele acestea de internet. Eu au foarte mulți tineri pe care i-am intervievat, îmi spuneau, doamne, eu îmi comandam pe net cocaină și toate chestia. Cu online nu, ce facem? Ați văzut, acum o săptămână la Mihăilești, în curtea unor profesori universitari, 14 kg de cocaină îngropate. Cum? Cu scanner, fără scanner? Drogurile totuși ajung în România. De ce suntem atât de neputincioși? Vreau să mai vă dau un exemplu. În anul 2009, printr-o mișcare extrem de nejustificată, în opinia mea, s-au desființat structurile antidrog de la Poliția de Frontieră. Deci a fost desfințate total, iar lucrătorii au fost mutați undeva la IEPR. În anul 2011, în București, aici, la structura pe care o conduceam, s-au luat 30 de funcții
din 110 am rămas cu 80 și toate birourile care erau răspândite teritorial și era o dispersie bună, zic eu, adică se lucra cu secțiile, s-au strâns într-un singur loc. De ce scăzuse traficul de droguri, consumul cumva de v-au... Șefii sunt bine mersi, se vedeam după enobotanice, după acele magazine, după acele nebunii, deci justificare nu era. Șefii care acum sunt bine mersi la pensie au spus că își doresc o structură suplă. Adică cât de suplă, nu știu, poate, probabil a vrut să o ducă la Dar sală. Dar pentru ce își doresc o structură suplă? Ca să ce? Probabil ca să aibă un control mai bun. Că în momentul în care ai pe toți la un loc, e un control mai bun. Este una dintre marile gafe care s-au făcut în București. De asemenea, gafe importante organizatorice pe combatere au fost acelea că specialiștii de-a lungul timpului nu au fost ascultați, că suntem extrem de puțini să combatem un fenomen. Vă dau un exemplu. La nivelul multor județe, cu excepția județelor care au curs de apel, unde sunt brigăzi de combatere a crimei organizate cu servicii, sunt în cealaltă județe sunt servicii de combatere a crimei organizate cu un lucrător 2-3. Cum poate acoperi un lucrător și un procuror sau maxim doi procurori DICOT, cum pot acoperi, să zicem, 250.000, 300.000 de persoane în condiții în care fenomenul s-a extins inclusiv în mediul rural. Și de aceea s-au făcut acum niște pași. S-au mărit numărul de procurori antidrog cu 25, acum se fac eforturi și la Ministerul Afacerilor Interne, într-adevăr, dar toate astea sunt reparatorii. Noi suntem aici pentru că n-am avut inspirația să ne uităm în Occident, să vedem ce au greșit ei, să vedem ce măsuri bune au luat și cum le adaptăm la noi. Acum tot ce se face reparatorul și mai devreme de 5-6 ani nu ne putem aștepta. Deci cu ghilimelele de rigoare, adevărații traficanți, Cosmina, sunt autoritățile. Din ce îmi spuneți? Adică n-au fost interesate... Mai pe ocolite ați încercat să ne spuneți că cine trebuia să ia măsuri a închis ochii, că în loc să se mărească efectivele ca să prevenim, le-am micșorat ca să nu mai prevenim. Deci instituțiile statului au fost alea care au permis. Nu trebuie să ne ferim să spunem. Categoric. Controlul, prevenția, toate nu sunt la cetățean, sunt la autoritățile statului. Dacă noi am avut nenumărați miniștri pe la interne pe acolo, care văd și nu fac nimic. Nu numai internele sunt implicate, Cosmina, sunt mult mai multe. Și Ministerul Sănătății, și Ministerul Justiției, și Ministerul Învățământului. Sunt multe instituții implicate în toată povestea asta. Care trebuie să se implice după. Dar primul contact și prima deschidere, cei care sunt la poarta de intrare, poliția. V-aș mai da un singur exemplu. Și cer scuze că vă întreb. V-aș mai da un singur exemplu. Zicea Lucian despre cei 3 piloni. Merge cu mine, are 10 de astfel de activități și aș vrea dacă se poate să revenim undeva, pentru că el a debutat în consum la balul bobocilor. Tot ceea ce se discută, toate eventurile care sunt la balul bobocilor, și bine să le discutăm, zic eu. O altă problemă pe cei 3 piloni, prevenire, combatere, tratament. Am vorbit despre combatere oarecum. Vorbim despre prevenire. Curtea de Conturi a României a făcut un audit pe ultimii 5 ani, a făcut un raport complex, ultimii 5 ani de activitate a Agenției Naționale Antidrog, a fost dat undeva în luna mai, în publicității. Pe lângă cuvintele care sunt extrem de critice, adică lipsă de eficiență, cifre deformate, a spus un lucru zbuciuman pentru mine ca specialist. A spus așa, dintre toți evaluați în centrul Agenției Naționale Antidrog, care este singura instituție care trebuie să evalueze consumatorii în România și are și strategia pe prevenire și pe combatere, nu că fac dosare, dar ea ar trebui să dea tonul. Bă, vedeți că sunt probleme în partea X, în despăruta balcanică, 90% sunt evaluări numai în baza cererii procurorului DICOT, pentru că există o prevedere legală, articolul 19, care a fost tunat acum, de curând a fost modificat, care obligă procurorul DICOT minorii să-i trimită acum, să-i trimită la o evaluare în vederea introducerii într-o zonă de tratament. Și de asemenea majorii dacă sunt de acord. Și deci, cine practic, trebuie să facă această evaluare, Ana? Agenția Națională, dar ei au numai pe dosare penale, deci evaluări care sunt obligatorii. Și rămân 10% alte persoane care au venit să ceară ajutorul. Și atunci ne întrebăm așa, de ce nu au venit? Sau au venit și s-a ridicat din nume? Păi vă dau exemplul lui Vlad Pascu, care a fost trimis la ANA să fie evaluat și nu s-a dus niciodată. Deci nu s-a întâmplat nimic. Procurorii spun, duceți-vă acolo la asta, dar nu... Consumatorul dacă vrea să duce, dacă nu, nu. A fost o prevedere care din păcate n-a fost funcțională. Ea a fost foarte bine gândită, dar din păcate n-a fost funcțională și este introdusă în 2014. Păi cum foarte bine gândită? Eu cred că trebuia introdusă obligativitatea ca să te duci acolo. Nu îi recomanzi să te duci. Exista obligativitatea legală din 2014 până în 2023. În 2023, într-un pachet legislativ evoluat de legea 45 pe 2020, s-a lăsat la acceptarea consumatorului dacă vrea sau nu. Și acum s-a modificat și s-a introdus obligativitate pentru minori. Problema se pune în felul următor. Normele interne ale ANA, care practic puneau în aplicare norma legală, au fost dezechilibrate și nu s-au putut atinge scopurile principale pentru acești copii. Acesta a fost mecanismul. Adică, practic, n-a răspuns la o
citație. Bun, facem o normă în care să spunem că se va discuta cu procurorul și procurorul este în măsură să emite un mandat de aducere în cadrul anchetei, pentru că de fapt evaluarea în cadrul anchetei și luat frumos și dus la Agenția Națională Antidrog sau chemat la procuror și să făceau o evaluare acolo, nu, să găseau soluții, nu era problema asta. Dar din păcate s-a lăsat undeva și în aer. Și practic acest mecanism n-a funcționat, pentru că minorii, eu cred că de lăsare a fost și la parchet, dacă mă întrebați pe mine, la procuror, dar și la Ana. Ana a zis, domnule, n-a venit, dă-l încolo, bagă-l într-o bază de date, da, nu știu, urmărește-l, verifică-l pe consumator. Eu așa, da, mă gândesc. Vorbim doar de bucățica de persoane, de minori, care sunt depistați și deja sunt băgați în angrenajul ăsta de a răspunde cumva. Dar ce facem cu restul, pe care nu-i știm? Acolo noi trebuie să căutăm, că bucățica pe cei care îi prindem și încercăm să facem ceva cu ei e mică față de, în raport de cei care consumă, nu sunt prinși niciodată și ajung să consume ani de zile până când își distrug viața. Că acum asta cu prinsul și dosarul penal, să zicem că e în cazul lor, al consumatorilor, să zicem că uneori poate fi de bine. Că nu mai era, mai exista... Și nu a ajuns în punctul în care nu mai poate să facă nimic cu viața lui, cu sănătatea lui, adică și-a distrus toată viața. Mai exista o cutumă, lasă că la început iau cu suspendare, mai forțez așa puțin, mai iau 2-3 suspendări, care cred că a funcționat și în cazul tău. Chiar și așa, să știți, motivul pentru deci care... Deci pe tine nu te-a speriat că s-ar putea să ajungi la pușcărie, lasă că iau o suspendare. Să știți că m-a speriat foarte tare și vreau să menționez lucrul ăsta, să știți că în dreptul meu... Unul din principalele motive care a condus către reabilitarea mea au fost problemele legale. Au fost faptul că am început să am condamnări, că mi-am dat seama exact cum spunea doamna avocat, bă, nu mai e chiar atât de rost viața, uite că nu mai pot să fac asta, nu mai pot să fac asta. Iar condamnările, suspendarea respectivă, eu nu m-am gândit, mi-a fost foarte frică de închisoare. Tu cam cât consumai pe zi? Am ajuns în ultima perioadă de consum... În ultimii 2-3 ani consumam cât de mult aveam. Deci cât de mult îmi permiteam să consum, câți bani făceam. Dar de unde îți permiteai? Munceai? Făceai ceva sau îți dădeau părinții? În clasa 12-a am cumva pe ultimul semestru am renunțat la școală, m-am angajat, am început să lucrez, însă n-am reușit să susțin așa, să muncesc suficient de mult. Și unul din motivele pentru care v-am și zis că am fost condamnat pentru trafic, am început să-mi întrețin consumul. Dar exact cum a menționat și dumneavoastră, nu era o chestie, era o chestie care îmi întreținea consumul. Nu... Dar părinții unde au fost în toată povestea asta? Când și-au dat seama că părinții, tu ești dependent? Eu nu aș fi fost aici fără ajutorul lor. Părinții în toată perioada asta au luptat, din păcate. În care toată? Când au realizat toți ei? În toți cei 6 ani de zile. Adică și, părinții tăi au știut inițial, de la 14 inițial, ani? Inițial ei au văzut, la început vă dați seama că au văzut semnele, au văzut simptomele, dacă pot să zic așa, și n-au știut de la ce sunt. Au început să se intereseze, au fost acolo lângă mine, au aflat că am problema asta, li s-a confirmat, bineînțeles, și odată pe măsură cu prima condamnare, primul dosar penal, prima audiere, bineînțeles că lucrurile astea li s-a confirmat și au căutat să mă ajute, m-au sprijinit. Eu în perioada asta, din cauza că dependența de droguri provoacă mult rău în jurul consumatorului, eu am fugit de ei foarte mult. Eu am fost cel care i-am respins, care i-am tratat cum nu meritau să fie tratați. Undeva pe la 16-17 ani am plecat de acasă, m-am mutat în altă parte, în alt oraș. Cumva am încercat să fug de ei, însă ei m-au căutat în toată perioada asta și vă zic, lor le-au lipsit foarte mult niște instrumente necesare. Și eu am fost evaluat, însă vă mai zic o chestie, ce se face cu familia? Pentru un consumator, pentru un minor, există ceva asistență și pentru părinți? Părinții ar trebui învățați ce să facă, mai important decât asta, trebuie să fie învățați ce să nu facă în situație. Ce fac dacă băiatul meu se întoarce de la festival cu ochii roșii? Ce fac dacă îl prind cu droguri acasă? Din păcate, eu cred, din toată inima am văzut asta în dreptul meu, în jurul meu, vedem asta în centrele noastre de reabilitare. Nici părinții nu sunt pregătiți. Ce ar fi trebuit să facă concret părinții? Programe și pentru părinți. 100% e nevoie ca părinții să fie pregătiți, e nevoie ca profesorii să fie pregătiți. Tu cum ar fi trebuit să reacționeze părinții tăi? Să știți, pentru mine... Acum, nu-mi permit neapărat, vreau să știți, nu sunt încă părinte, n-am crescut nici măcar un cățel în viața mea. Nu știu nimic despre ce înseamnă
să-ți crești copiii. Însă am în jurul meu oameni care au copii și mă uit la ei și admir. Mă uit și la domnul Cătălin. Pentru mine dânsul e un model în ce ține partea asta de prevenire și cred că el ar putea să vă zică și în stare să vă zică mult mai multe lucruri legate de cum ar putea părinții să facă lucruri relevante pentru copii. Eu personal, planul meu, dacă pot să zic așa, pentru când o să am eu copil, e să discut lucrurile astea cu el. Copilul meu să nu știe informații. Dacă eu nu discut cu el, o să discute muzica pe care ascultă, anturajul lui, o să audă în jurul lui și o să audă niște informații care nu știu dacă aia vreau să fie vocea principală din viața lui. Tu ai descris consumul la început ca o stare de bine, experimentai stări noi. Cum ai ajuns la depresie? Cum ai ajuns să fii internat într-un spital de psihiatrie? Cumva switch-ul ăsta, trecerea asta, să știți că s-a întâmplat cu prima condamnare. Noi am fost... Câți ani aveai când ai fost prima dată condamnat? Abia împlinisem 18 ani, deci eram deja major. Eram undeva în Cluj, am fost arestat împreună cu doi băieți, am fost luați de pe stradă, duși la audiere, am fost reținuți pentru 12 ore, ne-au ținut acolo, ne-au luat la întrebări și a fost pentru... Deci până în momentul ăla eu aveam impresia că dețin controlul și credeam că mie nu mi se poate întâmpla nimic, deși am văzut în jurul meu oameni cu probleme, am văzut oameni internați la psihiatrie, am văzut colegi de clasă cu mine, am văzut oameni arestați când mai mergeam să ne cumpărăm droguri sau așa. Și n-am zis că mie nu mi se poate întâmpla pentru că cred că există o modalitate să te droghezi și să n-ai probleme. Că așa arăta viața mea până acum. Ăștia fac ei ceva greșit, sigur, de a ajunge în situațiile astea. Haideți să luăm o pauză de publicitate și revenim. Ziua cea mai așteptată a sosit. Duminică, 9 iunie. România alege. Informații în timp real. Știri despre votul din orașul tău. Și multe alte evenimente în desfășurare. La ora 22. Află primul rezultatele de la exit poll-urile pentru alegerile locale și europarlamentare. Și pe urmă rămâi la o ediție specială. Bună România! Și jurnaliștii B1 TV. România alege, duminică 9 iunie, în direct pe B1 TV. Am revenit în direct. Lucian, deci tu ai ajuns la psihiatrie și după ce s-a întâmplat, care a fost declicul când tu te-ai hotărât să spui nu drogurilor? Am ajuns în urma unor evaluări, m-a evaluat și un cadru medical, mi-a pus un diagnostic de episod depresiv pe fondul consumului de cannabis. Am primit un bilet de trimitere, mi-a zis, Luci, te duci tu să-ți faci dezintoxicarea 2 săptămâni și o să fie ok. Un lucru de care aveam absolut nevoie, vreau să știți, în reabilitare, nu există partea asta de reabilitare fără dezintoxicare. Din păcate, până acum ați discutat despre combatere și prevenire și ce ar fi nevoie acolo. Din păcate și în ce privește tratamentul pentru noi, pentru mine ca și consumator, nu au existat clinici de dezintoxicare. Dezintoxicarea s-a făcut, așa cum am zis, într-un spital de psihiatrie, da? Am ajuns într-un spital undeva în județul Buzău, eram izolat, deci era la câțiva kilometri de cea mai apropiată localitate. Mi s-a făcut internarea, am intrat pe o secție, erau 60 de pacienți. Din 60 de pacienți eram singurul de acolo cu probleme de consum de droguri. Toți ceilalți pacienți erau cu tulburări psihice. Eram și cel mai tânăr, aveam 19 ani. Am stat 3 săptămâni acolo, a fost pentru mine o experiență grea, deci aveam nevoie de tratament, aveam nevoie de dezintoxicare, însă am fost internat într-o secție unde unul din pacienți a avut un episod psihotic și a ucis alți 7 bătrâni într-o noapte. A ieșit din salonul lui în psihoza pe care a avut-o, a intrat într-un alt salon. Atenție, avem informații cu impact emoțional puternic. Da. Pentru mine, vă dați seama că când am ieșit de acolo, eu clar deja eram în punctul în care, oricum dependent eram, dar eram dependent acut, deja eram în punctul în care nu prea mai aveam speranță pentru viața mea, nu mai puteam să mă gândesc dincolo de ziua de mâine.
Dar când am ieșit, nu mai simțeam nevoia să consum. Puteam să funcționez normal fără să consum. Însă am stat 2 zile, din păcate, și m-am reîntors la droguri, pentru că m-am întors de la psihiatrie, m-am întors în același mediu, în același anturaj, cu același program, același stil de viață, și 2 zile m-a ținut partea asta. N-am avut ceva post-cură. Același anturaj de ce? De prieteni? Da, în același... Tu ești căsătorit? Aceeași viață. În prezent, da, sunt căsătorit. Soția știe ce 100%, ai făcut? Bineînțeles că știe. Cum ar fi fost să nu știe? Afla acum de la voi. Da, soția mea este... Ai cunoscut-o face când parte te consumai? Din echipa, din staff-ul unui centru de reabilitare, unuia din centrele noastre, centru de fete de la Balătești, se cheamă House of Joy. Și cumva după ce am terminat perioada de reabilitare, perioada care a durat undeva la 2 ani jumate. Am avut nevoie de 2 ani jumate doar să mă fac bine, să mă stabilizez, să pot să învăț de la zero cum să trăiesc. Aș vrea să vă prezint un caz, domnul Țone știe și Cosmina. De fapt, noi toți știm, după tragedia de la 2 mai au ieșit o felul de informații despre rețeaua de consumatori și traficanți care era în preajma lui Vlad Pascu. Haideți să urmărim un material și îl discutăm după aceea. Vlad Pascu și Tudor Maru s-au întâlnit față în față la Tribunalul București. Pascu a stat în boxa acuzaților, iar Maru a stat pe o bancă din sală. Șoferul drogat care a provocat accidentul din 2 mai a turnat tot. A spus cine îi aduce drogurile, a dat adrese și a spus cum Maru distribuia drogurile. În peisaj apare și un nou personaj poreclit, doctorul, care lucrează la Spitalul Floreasca. Nu v-am întrebat până acum cine este doctorul. Oxicodona mi-a fost adusă de un dealer poreclit, doctorul, o persoană care lucrează în cadrul Spitalului de Urgență Floreasca. Am cumpărat Xanax de la el acum 4 ani. Avea halat medical și mască COVID pe față. Doctorul este o persoană foarte precaută. Când a venit cu cele 40 de pastile de oxicodonă, nu a acceptat să intre în casă, ci a trebuit să ies eu în stradă. Oxicodona, medicamentul care era folosit de Vlad Pascu pe post de droguri, este un analgezic puternic din grupa opioizilor. Cei care abuzează de acest analgezic ajung în stări de euforie similare celor date de heroină. Asta căuta anul trecut Maru, atunci când a spart depozitul Spitalului Floreasca. Atunci a furat mai multe pungi cu ser fiziologic, bandaje și măști. Pentru că nu a găsit ce căuta, Maru a vandalizat spațiul. Toată aventura prin Spitalul Floreasca a fost transmisă live pe rețelele de socializare. Păi, sunt rupt în gură de și beat. M-am strecurat în Spitalul Floreasca. Ce medicamente fur și de aici la această oare? După producerea accidentului din localitatea 2 mai, în presă a apărut un videoclip filmat în locuința lui Vlad Pascu, în care el și prietena lui, aflați sub influența stupefiantelor, spuneau că sunt consumatori de oxicodonă. Raul, uite, astea sunt pentru tine, că știu că căuta ieri. Este viața noastră, noi nu suntem toxicomani, noi suntem Pascu a mai povestit că Maru era consumator de la vârsta de 15 ani și că la început cumpăra doar pentru el, dar apoi a început să și vândă droguri. Eu eram într-o prietenie strânsă cu Duma Tudor. După ce am fost arestat, nu am mai ținut legătura cu el. Când a dat declarația împotriva lui, Duma Tudor avea sentimente de dușmănie? Nu pot să spun că era vorba de așa ceva. Dacă Pascu știa că Duma consuma fentanil. Da, știu că Duma era consumator de fentanil, drog pe care îl consuma ca substituent al oxicodonei. Tudor Duma a fost trimis în judecată de DIICOT în decembrie 2023 alături de frații Ștefan Ciprian Constantin și Costin Anton Constantin pentru trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, deținere de droguri de risc și de mare risc în vederea consumului propriu în formă continuată. Acum el încearcă să scape de arestul preventiv și să fie arestat la domiciliu, pentru că, spune el, vrea să petreacă timp cu familia și să lucreze online la firma la care lucra anterior. Domnul Țone, i-ați avut pe băieții ăștia, i-ați... anchetat vreodată?
N-am apucat, dar s-au ocupat băieții care au rămas acolo. Pentru filmulețul, mecanismul a fost următorul. Pentru accidentul la 2 mai, grav accident, tragic accident, e un dosar penal despre care se discută clar, am văzut problemele cu judecătoarea la Mangalia, dar pentru filmuleț s-a deschis un nou dosar penal la structura centrală a DICOT-ului, la serviciu de combatere, la secția de combatere a traficului de droguri, pentru trafic de droguri, pentru că la acea petrecere, în primul rând a fost chemată Rebecca, minora de tânăra de 19 ani, care a recunoscut faptul că s-a drogat. Mai mult decât atât, a colaborat cu poliția, cu organele de anchetă și a denunțat-o pe mama lui Pascu, dacă vă aduceți aminte. Apoi a indicat cu cine a fost în casă. Au fost chemate și persoana acelea, au recunoscut faptul că s-au drogat, drogul a fost adus către Vlad Pascu și s-au reținut 3 infracțiuni. Trafic de droguri, deținere de droguri pentru consum propriu, pentru Vlad Pascu mă refer, și punerea la dispoziția locuinței sau tolerarea consumului de droguri, pentru că era una dintre casele tatălui pe care tatăl i-o dăduse băiatului ca să facă petreceri. Ce părere aveți? Acest doctor care apare acum în această poveste este cumva, nu știu, o declarație a lui Vlad Pascu ca să obțină cumva o clemență a anchetatorilor a justiției sau ce se întâmplă? Și de ce acum? Că Vlad Pascu, mi-aduc aminte, în 2022 l-a reclamat pe Maru că i-a dat droguri de proastă calitate. Atunci n-a spus nimic de niciun doctor. Eu cred că este o tactică de apărare și domnul avocat poate să confirme acest lucru. În orice caz, ceea ce știu e o tactică de apărare, dar eu cred că trebuie să fie reală, că altfel... Categoric. Ceea ce știu eu este faptul că el a denunțat și a solicitat să faciliteze tragerea spune altor persoane pentru jumătățarea pedepsei, dar nu poți să o faci în cazul unei ședințe de judecată, trebuie obligatoriu să o faci înscris, să invoci aceste prevederi ca să se pună. În această fază vorbim despre aplicabilitatea unui articol 19 din legea 682, pentru că nu mai sunt aplicabile cele din legea de pe droguri, pentru că urmărirea penală nu mai s-a încheiat, acum mai dosarul este în instanță, dar el practic cred eu că prin aceste declarații în instanță susține denunțul lui scris, care este operabil și este în verificare, în cercetare, și de asemenea cred eu că să impresioneze și instanța că el este foarte deschis, că el spune totul și eu cred în ceea ce spune el. Iar... Adică există acest doctor. Da, eu în mod normal și din câte cunosc. Dar știți că cei de la Floreasca au dat un comunicat și au spus că ei nu au în spital oxicodonă, n-au medicamente cu oxicodonă și că... Cu alte cuvinte, Pascu bate câmpii. Trebuie să fim atenți. După câte cunosc eu și am văzut că ați și mediatizat aici la post, s-a spus că la o anumită secție nu se folosesc acele medicamente, dar eu l-am lansat două laturi care pot fi studiate. Unul ține de faptul că probabil un cadru medical a luat de la o altă secție, nu neapărat de la ATI. Un aspect, al doilea aspect, poate acel cadru medical asistent, angajat, medic, nu știu, poate... Nu a zis avea halat de medic. Poate procura din altă... Nu știu dacă a luat halatul altuia sau chiar era halatul lui. Procura din altă parte și tocmai îl vindea în această calitate și îmbrăcat în halat pentru a avea o garanție, pentru că sunt pastile de calitate. Și să nu uităm operațiunea Chimera de anul trecut din septembrie cu 23.000 de produse farmaceutice sustrase de către un individ de la o firmă care trebuia să distrugă medicamentele. Erau medicamente expirate. Dar își păstrau potențialul stupefiant de un 70-80%. Și s-ar părea, de fapt nu s-ar părea, cu siguranță au avut legătură și cu dosarul lui Pascu. Adică, practic, au avut legătură o parte dintre aceste fentanilul, oxicodona, de pe unde... Toate cele medicamente. Au furnizat, imaginați-vă, polițiștii au capturat 23.000 de produse. Imaginați-vă că de-a lungul timpului 2-3 ani, cât au săvârșit infracțiuni, probabil că s-au ajuns la 100.000 de astfel de comprimate, care nu erau distruse decât pe hârtie și în esență le ajungeau la copii care le consumă și cu boturi alcoolice. Dar spuneți-mi acum, cum îl identifică pe doctorul ăsta? Că Pascu a zis, purta mască, era, nu știu, un portret robot. Ce se poate face în cazul ăsta? E dificil. Și eu refuz să cred că un medic este traficant, că practic domnul ăsta despre care vorbește Vlad Pascu e un traficant de droguri. De ce, doamna Alexandra, este greu să credeți? De ce? Avut angajații ai SRI care făceau trafic de influență. Avem angajați SRI, dar tu când te duci la spital, te duci să te tratezi, doctorul spune nu e bine să faci aia, nu e bine să faci aia, nu să-ți dea el să te... Suntem în etapa în care mafia s-a mutat în instituțiile statului. În etapa asta suntem. Avem instituții nefuncționale cap-coadă, care...
nu ne mai ajută. Trebuie să recunoaștem. Nu știu de ce vă feriți să recunoașteți. Păi nu, eu recunosc, dar mi se pare incredibil. Adică... Păi, gândiți-vă că am avut atâtea cazuri. Există doctori care nu mai sunt doctori și care fac altceva, judecători care nu mai sunt judecători și fac altceva, avocați care nu mai sunt avocați și fac altceva și uite așa toate instituțiile astea ale statului nu-și mai fac treaba. Noi... Ne întrebăm acum, eu cine am ne o mai... problemă cu doctorul ăsta. În dosarele pe care le-ați instrumentat când erați la brigadă, nu știu, v-ați mai auzit de acest doctor? Adică ați avut consumatori care îi indicau acest personaj? Nu neapărat acest personaj. Doamna avocat are dreptate, dar am avut medici implicați și ultimul caz al unui medic implicat, un medic de la Arad, a fost un caz mediatizat. Medic cu ștate, angajat la un spital care făcea trafic de droguri. Păi nu, dar acum ne dăm seama și cum a intrat acest marul la Floreasca. Se pare că nu a spart niciun spital, a intrat probabil ajutat de se plimba pe acolo. Este posibil să fie și o complicitate, da. Dar să nu uităm, avem judecător, avem procuror, procurori implicați, cultură de cannabis, deși dumneavoastră și adică... Cosmina tot îmi spuneți că avem procurori, doctori, judecători care se droghează. Asta vreți să-mi spuneți? Nu, care sunt cercetați pentru trafic de droguri. Avem niște instituții care nu se curăță din interior și care nu-și mai fac treaba. Și atunci victimele sunt acești copii. Dar trebuie să facem ceva și eu vreau să știu ce putem să facem și cine să facă. Pe ca dumneavoastră, trageți un semnal de alarmă public, dar trebuie să ne audă domnul Predoiu, ne-a auzit că noi astăzi tragem un semnal Predoiu de alarmă. Bun, după aceea, justiția ar trebui și ea să-și facă treaba. Procurorul a zis că s-a deschis uite, un dosar la DICOD, la structura că tot spui de domnul Predoiu, a început războiul ăsta cu traficanții. Știu, de a mai început și la nu, justiție. Nu, vreau să spun că în fiecare zi am comunicat de la Poliția Română cu tot felul doamna de capturi Alexandra, de droguri. Domnul Predoiu a început Adriana. Și la Ministerul Justiției, Adriana, ne-a schimbat legile, le-a pus, le-a întors pe toate părțile, a făcut praf la justiție. Acum o să vedeți că în afară cu comunicatea gat, nu mai, o să mai discutăm și într-o altă emisiune. Din păcate am ajuns la final. Sper ca cineva în țara asta să aibă odată curajul și să ia taurul de coarne și să facă ceva cu acest fenomen. Nu așteptăm să fie eradicat în totalitate, dar măcar așa puțin să vedem și noi că se întâmplă ceva. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine. Rămâneți în continuare pe B1 TV. Urmează Condamnații, cealaltă emisiune a mea.